Vă rugăm să luați loc pentru încă niște cuvinte. Cei dintre dumneavoastră care au citit proza lui Traian Dors știu că există o povestire adevărată despre cei doi miri săraci și despre fața de masă plină de binecuvântări, poate nesperate și poate neîmplinite la prima vedere. Eu cred că astăzi fața de masă nevăzută e prea plină de darul binecuvântărilor cerești. Și pentru că, așa ca în poveste, vrem să fie și astăzi și partea văzută să fie împlinită, îi rugăm pe reprezentanții fraților ostași din Maramureș să ofere mirilor Vasilica și Petru Giurgi darul minunat pe care l-au pregătit pentru ei și rog să vină în față dacă trebuie să și rostească câteva cuvinte. Vă rugăm! Mă bucur că sunt la Poienile Izei. Am fost acum 50 de ani aici la Poienile Izei. Cred că, frate Petrică, sunt cel mai tânăr nuntaș al nunții frăților voastre. Și mă bucur că domnișoara profesoară ne-a alocat un timp și nouă aici. Nu mi-amintesc prea multe lucruri de la nuntă, eram de 13 ani. Îl țin minte pe fratele Traian și câțiva dintre frați, dar fiindcă aveam așa mare grijă întotdeauna de toate lucrurile, eu am păstrat ceva foarte frumos de la nuntă. Am venit de Sculți, 26 de kilometri de aici peste munte, îmi cumpărase tata o pereche de sandale de la evrei cu 3 lei și am adus în mână pentru ca să le am la nuntă. Dar mi-amintesc ca mire și mireasă pe fratele Petru și pe sora Vasilica. Și eu, pentru că mi-am găduit să, și sora Florina a povestit de fața de masă și e un adevăr, începutul povestirii dorzene despre nunta mirilor săraci. Nu pentru că au fost pe vremea aceea mulți bogați, noi trăiți frații de la oastea Domnului eram foarte săraci. Spunea tata, eu când am intrat în oastea Domnului, eram sărac. Dar acum sunt și mai sărac. Și eu de la nunta lui fratele Petru Giurgiu, și nu pot să spun nimic despre carte, că n-am citit al doilea volum, primul l-am citit, dar m-am ținut de promisiune, am păstrat o fotografie foarte frumoasă. Și l-am făcut un tablou la fratele Petru Giurgiu. Rog să vină fratele Petru Giurgiu. I-am scris aici, acum 50 de ani. Aici o lucrare v-a dat Dumnezeu și în ceruri o sfântă cunună. Poza aceasta este de acum 50 de ani pe care am păstrat un album. Nu erau mulți fotografi pe vremea aia, dar eu am intrat în posesia ei și eu doresc ca tablou fratele Petrică. În primul volum, și cu aceasta vreau să mă apropiu de încheiere, fratele Petrică spunea la prima lansare de carte că își aduce aminte că în tinerețe a iubit mandolina. Și noi am ținut cont să vă facem și cadou și o mandolină. Frații din Maramureș, de aici, din zonă, au cumpărat o mandolină și vă dăruim. Știm că nu ne veți cânta nicio cântare de acum la mandolină. Și avem și două perinițe, tot un simbol frumos și fața de masă cu ce era pe față de masă, cum spunea fratele Traian, acum adunați fața de masă. Eu vă dăruiesc poza aceasta. Din toată inima, vă mulțumesc.
Cam ieri nu l-am pupat pe fratele Petru Giurgiu, că nu-mi permiteam să trec prin fața marilor oameni care erau la nuntă. Mulțumim pentru tot, vă mulțumim, sora Florină, că ne înțelege și vă dorim în continuare, vă va anunța sora Florină despre ce vorba. Aici este mandolina, asta e fața de masă din 2019, nu din 1969, și aici sunt două perinițe, considerațiile și fața de masă și perinițele ca un cadou din partea tuturor fraților din Oastea Domnului din România. Să vi se fie Domnul! Aș vrea numai să adaug că îi văd pe frații mei de la Rogoz, cum ne aduceau atunci o plapumă roșie. Deci ce nu a fost atunci, a venit acum. Mulțumim din toată inima. O să-l... Le mulțumim celor care s-au ocupat de acest moment, da, aplaudați-i că merită. Da, vă rog. Și pentru că sunt foarte aproape mirii noștri unul de celălalt, o rog pe doamna Vasilica să se ducă alături de domnul Petru Giurgi pentru a putea primi o inimă de flori cu ocazia acestei zile binecuvântate la 50 de ani de împreună lucrare pe calea Domnului și de împreună viețuire aici la Poienile Izei. Să-i aplaudăm! Câteva precizări înainte de a încheia, la terminarea acestei festivități. Dacă nu ați făcut-o deja, vă puteți procura de acolo din spate, le mulțumim ajutoarelor noastre, volumul Crâmpeie dintr-un vis, partea a doua, 2019, și apoi puteți primi un autograf, o să-l lăsăm pe domnul Petru Giurgi să dea autografe în seara aceasta. De asemenea, vă vom ruga să rămâneți alături de noi pentru a gusta și din cele ale Martei, la sfârșit. Vă rog insistent pe cei care doriți să nu uitați că avem o carte de impresii acolo în spate, cu un instrument de scris alături și să ne lăsați câteva gânduri din inimile dumneavoastră prea pline, prea pline de bucuria de a fi fost astăzi alături de noi și prea pline de bucuria de a fi împreună în asemenea clipe frumoase și binecuvântate. Aș vrea să vă bucurați de ceea ce aveți aici în Poienile Izei. Aș vrea să vă bucurați de acești doi oameni pe care astăzi i-am avut aproape și nădăjduim să-i putem avea și pe mai departe. Prețuiții sunt ai dumneavoastră, sunt din mijlocul dumneavoastră. Sprijiniți-i atunci când este nevoie, măcar cu o vorbă bună sau cu o bătaie pe umăr. Fiți aproape de ei în momentele bune și în momentele mai puțin bune. Amintiți-vă de ei și peste 50 de ani, atunci când printre noi vor fi doar faptele și urmele frumuseților pe care Dumnezeu le-a îngăduit în viața noastră prin ceea ce a sădit în sufletele lor.
Îngăduiți-mi să le fac și eu o scurtă urare, acum la final, tot pe fir de vers dorzian, să nu te temi de toamna plină, de rod și de belșug cules, așa-i cuprinsul de lumină și strânsul unui om ales. Cum un izvor nu îmbătrânește, ci tot mai proaspăt și voios, așa e și cel ce într-una crește tulpina vieții din Hristos. Vă mulțumim! Domnul Marcel Turcu mă atenționează că avem câteva exemplare și din volumul 1, pe care vi-l puteți procura dacă doriți. O urare din Maramureș, Dumnezeu vă ajute! Fiți binecuvântați de El, fie vă însărinate zilele, clipele, anii, visele și visurile, fie vă cerul nostru numai dor, mereu însărinat de izvorul luminii celei pururea viitoare și veșnic biruitoare. Din crâmpeie, dintr-un vis, am aflat următorul lucru, dacă mai era nevoie. Când zorii se revarsă și biruie lumina, se liniștesc toate. Așa să fie. Și le rugăm pe colaboratoarele noastre să ne ajute să facem finalul și să le urăm mirilor noștri ani fericiți, binecuvântați, rodnici, unul împreună cu celălalt și cu toții împreună cu noi. Vă rugăm să vă ridicați și să cântăm împreună la mulți ani! Oh.
La mulți ani încă o dată, fie vă drumurile binecuvântate și îndrăznesc să spun, ne vedem la Crâmpeie dintr-un vis, volumul al treilea. Din toată inima vă mulțumesc eu și soția pentru răbdarea pe care ați avut-o, pentru gândul acesta ca să fiți alături de noi și vă răspund cu o vorbă, ca la noi în Maramureș, la toate urările acestea, cu dumneavoastră, dimpreună. Doamne ajută!